Bună seara, sunt Suada Carcuchi și vă prezint jurnalul de noapte. Iată câteva subiecte. Asistența macrofinanciară ar putea fi deblocată la toamnă dacă Moldova va îndeplini condițiile impuse de partenerii externi. Este declarația comisarului european pentru extindere care s-a întâlnit azi cu Maia Sandu. Odată cu ploaia și necazurile s-au revărsat peste oameni, localnicii din Criuleni au rămas cu gospodăriile inundate și culturile nămolite. Cu focuri de armă și o dronă după ei, polițiștii din capitală au reținut 4 bărbați suspectați de omor. Asistența macrofinanciară suspendată în vara anului trecut ar putea fi reluată la toamnă. Promisiunea vine de la comisarul european pentru extindere și vecinătate, Johannes Hahn, care se află astăzi într-o vizită la Chișinău. Maia Sandu i-a spus oficialului că mizează pe susținerea europenilor pentru reformarea instituțiilor publice. You know, I have submitted the previous Prime Minister Philip at the margin of the last UN General Assembly already in September a list of areas where we expect changes or improvements. This was only partly addressed, and I have every trust and confidence that the new government budgetary support, but also macro financial assistance in the course of autumn, beginning with September. Oficialul a adăugat că, deși mandatul lui expiră în acea perioadă, înțelegerile făcute astăzi la Chișinău vor fi preluate de succesorii săi, iar relațiile de colaborare dintre Bruxelles și Chișinău vor continua. I will be there till the end of October, but more important, for instance, already in a few days, a delegation of members of the European Parliament under the leadership of David McAllister, the chair of the Foreign Affairs Committee, will come to Chisinau, meaning that the newly elected members, being elected for the next 5 years, show up immediately, and I think it will be and it must be the first visit abroad. Astăzi, Sandu a discutat cu Hahn despre prioritățile pe care le are cabinetul său de miniștri și a spus că mizează pe susținerea europenilor atunci când va face schimbări în instituțiile de stat. Întrebat despre ajutoarele financiare pentru Moldova, Hahn a spus că suma lor ar putea chiar să crească. In the European Union, we have a 7 year budget, or we have a multi-annual financial framework, and this framework expires by the end of 2020, so there's another year. And it's not unlikely that provided, so to say, this path of reforms will continue, that there might be a significant increase of financial support already for next year. Johannes Hahn este primul oficial european care vine la Chișinău după învestirea guvernului Maiei Sandu. Acordul temporar semnat de PSRM și acum ar putea dura 4 ani, a declarat Igor Dodon după ședința Consiliului Republican al PSRM. Totodată, președintele a explicat că socialiștii au acceptat propunerea PAS PPD privind revenirea la sistemul proporțional de vot, doar pentru ca șeful statului să obțină mai multe atribuții. Noi, atunci când am format majoritatea parlamentară, pe data de 8 iunie, au fost unele propuneri și condiții din partea celor de la blocul acum. Atunci când creezi un parteneriat politic, iei în calcul doleanțele și propunerile partenerilor. Da, noi considerăm în continuare că votul mixt pe care noi l-am propus încă din 2011 la Congresul Partidului Socialiștilor este unul bun pentru Republica Moldova. Poate nu în aceste condiții, poate trebuie să eliberăm statul din captivitate definitiv. Igor Dodon spune că socialiștii care au votat împreună cu democrații pentru sistemul mixt de vot au acceptat revenirea la cel proporțional și au votat proiectul de lege în prima lectură alături de blocul acum. În schimb, șeful statului a primit mai multe atribuții. Declarațiile au fost făcute după ședința Consiliului Republican
Republican al PSRM, la care a participat și președintele. Vorbind din numele întregii fracțiuni, Dodon a adăugat că va susține cabinetul Sandu. Noi suntem gata să susținem guvernul Mai Sandu. Este poziția fermă a Partidului Socialiștilor. Noi vom asigura votul fracțiunii socialiștilor în Parlamentul Republicii Moldova pentru a implementa reformele pe care le va promova guvernul Sandu. Igor Dodon a făcut și o promisiune publică. Noi categoric nu vom accepta traseismul politic, practica din ultimii ani. Noi nu vom accepta ca în fracțiunea socialiștilor să vină deputați din alte fracțiuni sau deputați independenți. Suntem 35 deputați, anume în acest număr ajungem sau până la sfârșitul mandatului actualului legislativ, sau până la alegeri parlamentare începate. Cât despre finanțările străine ale formațiunii socialiste, despre care spun democrații. Partidul a declarat că nu vede nicio problemă în ceea ce ține de verificarea partidului și eu sunt ferm convins că nu sunt nicio încălcare și nu va fi nicio încălcare de pe stat, pentru că nu poate un partid serios, care este cel mai puternic partid din Republica Moldova, să facă niște greșeli de începători. Ieri, Partidul Democrat a cerut în legislativ să fie creată o comisie care să investigheze sursele de finanțare ale partidelor din țară. Solicitarea vine după ce în presă au apărut imagini în care Dodon spune că socialiștii ar primi bani din Rusia pentru întreținere și promovare. Această propunere a fost respinsă din lipsă de voturi. Zmeură, căpșuni și vișine ne puteți găsi pe tarabele comercianților în aceste zile. Cei care au mers astăzi la piață însă s-au întors acasă cu pungile aproape goale. Prețurile sunt pipărate, spun oamenii. 37 de lei, foarte scump. Foarte scump pentru buzunarul nostru. Ce ați mai cumpărat? Cartofii tot sunt foarte scumpi în comparație, varza tot e scump. Și legumele sunt scumpe, se plâng cumpărătorii. Cum explică vânzătorii prețurile mari, vă spunem în câteva minute la știri. Ploaia de ieri, care a trecut ca o furtună în mai multe localități, a făcut numeroase pagube. În Sagai de Criulen, de exemplu, șuvoaile au distrus culturi agricole și porțiuni de drum. Nămolul a acoperit curțile oamenilor și a intrat în case. Meteorologii au prognozat ploi și pentru săptămâna viitoare. Așa curgeau ieri șuvoaiele în curtea Eugeniei Ciglei din satul Sagaida, craionul Criuleni. Astăzi am găsit-o pe femeie cu lopata în mâini, în timp ce făcea curățenie în curte. Nămolul a fost adus tocmai până la ușa casei, așa că după ploaie femeia nu a mai putut să iasă din curte. A pus mâna pe lopată și și-a făcut o cărare, însă nu i-au mai ajuns puteri ca să evacueze tot noroiul. Astfel, acesta a rămas aici. 2-3 dni am dat. Mă tot că zaconcele. Era tot asta все. Мне помогала там сестра. Уже сырость в доме. Это все идет, питается вот эти стены. Посмотри, если мы откроем дверь, нам капец. Apa cu nămol a intrat și în casă, exact cum s-a întâmplat și acum 2 săptămâni. Femeia a baricadat curtea cum a putut, însă acest lucru nu a fost de mare folos. După ce a strâns nămolul, l-a adunat în grămezi, apoi femeia spune că nu știe ce să facă cu el. Aceeași situație este în curtea vecinilor. Familia Stoian ne-a povestit că șuvoaiele au afectat mai ales culturile agricole. Minut 25 длился шёл дождь, но сильный дождь, и вот принесли нам немножечко убытки, значит, вот ветка дерева, вишня, которую, слава богу, успели уже собрать, а также пострадала кукуруза. Nu doar gospodăriile oamenilor au fost afectate, dar și porțiuni mari de drum din localitate. Acest drum a fost reparat anul trecut, iar în urma ploilor din ultimele zile, șuvoaiele au dus la vale prundișul și au lăsat în urma lor un șanț adânc și lung de 10 de metri. Potrivit meteorologilor, vor fi ploi și săptămâna viitoare. Igor Dodon spune că va face uz de relațiile personale pe care le are în Rusia ca să o ajute pe Maia Sandu să negocieze un nou contract cu Gazprom. Promisiunea vine în contextul în care din ianuarie 2020 expiră acordul încheiat între Moldova și compania de la Moscova. Este un subiect care ține de competența Guvernului Republicii Moldova.
Dacă guvernul va avea nevoie de suportul meu în calitate de președinte, țin cont de relațiile mele personale cu conducerea Federației Rusiei, cu conducerea Gazpromului, noi suntem gata să le oferim acest suport. Noi trebuie să luăm în calcul toate sursele posibile de livrare a gazului. Săptămâna trecută și experții unui ONG din țară avertizau despre faptul că, în curând, expiră contractul Moldovei cu Gazprom. Respectiv, țara noastră s-ar putea pomeni în impas, în lipsa unei surse de alimentare. Se întâmplă în condițiile în care conducta Ungheni-Chișinău, care ar urma să transporte gaz românesc la noi, încă nu e gata. Trebuie, în regim de urgență, să începem discuțiile și cu Federația Rusă. Să vedem ce facem contractul, care nu avem contract, nu avem acord la 1 ianuarie 2020. Ce facem cu acordul de livrare, în ce condiții, la ce preț și cu acordul de tranzit pe teritoriul Republicii Moldova. Pentru că tranzitul pe teritoriul Republicii Moldova aducea câteva milioane sau zeci de milioane de dolari care mergeau la compensarea tarifului pentru consumator final. Deci toate aceste lucruri trebuie să fie discutate, negociate de către reprezentanții guvernului împreună cu Gazprom. Președintele susține că are în vedere și o discuție cu autoritățile din Ucraina care să ne asigure cu gaz în cazul în care rușii ne închid robinetele. Conducta care ar urma să transporte gaz din România la noi ar putea fi gata în 2021. Nu am reușit să obținem un comentariu de la Maia Sandu privind declarațiile lui Igor Dodon. Încep audierile privind frauda bancară din Moldova. De săptămâna viitoare, 20 de persoane vor fi chemate la raport în fața deputaților care investighează cine a furat miliardul. Luni, la orele 10, primele persoane care sunt chemate la audieri, Vyacheslav Negruță, care a fost în perioada 2009-2013 ministrul finanțelor, și domnul Vyacheslav Ioaniță, care în perioada 2009-2014 a fost șeful Comisiei Parlamentare pentru Economie, Finanță și Buget. Sperăm că în câteva săptămâni vom chema mai multe persoane pentru aceste audieri foarte importante. Deja la noi linia este cât de cât clară, mai ales în privința evenimentelor din 2013-2014. Anterior, Alexandru Slusar spunea că o serie de acte mai vechi ar fi dispărut. Comisia de anchetă a fost formată cu votul PSRM acum. Aceasta este deja a treia comisie din legislativ care își propune să afle cine sunt autorii jafului bancar din Moldova. Piețele din capitală s-au umplut zilele acestea de fructe și legume crescute la noi în țară. Prețurile însă rămân aproape la fel de mari ca și pentru produsele de import, așa că multe gospodine nu și-au permis să-și umple pungile ca să facă rezerve pentru iarnă, iar pe unui pensionar nu i-a lăsat buzunarul măcar să guste fructele. 37 de lei, foarte scump, foarte scump pentru buzunarul nostru. Ce ați mai cumpărat? Cartofii tot sunt foarte scumpi în comparație, varza tot e scump. Am vrut păstări să iau, da? Cu 20 aș mai lua, da? Cu 30. Un kilogram de zmeură se vinde astăzi la piață cu 35 de lei, așa că unii și-au permis doar să admire fructele, nu și să le guste. Și cireșele ajung la 20 de lei kilogramul. Vânzătorii spun că prețurile rămân mari din cauza ploilor care au afectat plantațiile. Vine lumea, cumpără? Nu, că e scumpă. Va fi mai ieftină în următoarele săptămâni? Probabil că da. Dacă n-ar fi ploaie, să fie mai ieftin. Omul nu poate permite o băbușoară, să iei un chel de malină, 35 lei. La pensia asta, e clar că e scump. Usturoiul costă 40 de lei kilogramul. La fel, ustură și prețul roșiilor, care e de circa 30 de lei. Păstăile și ardeii costă cam tot atâta. Nu șla pe 8 lei, a vizde 10-12. Așa și morcovcu budu iscati pe deșev. Страшно дорого, очень дорого. Помидоры вообще немыслимая цена. Вы на зиму что-то... Вы на зиму, о чем вы говорите, хотя бы сейчас покушать. Ca să-și pună în coș măcar un kilogram din toate legumele și niște fructe, un bătrân și-ar da jumătate de pensie, dar puțin își permit. Nu prea mult mănânc. Și de aceea n-am nevoie de multe produse. Comercianții spun că nu pot lăsa prețurile să cadă pentru că investițiile și efortul depus ar fi aruncate în vânt. Prețurile la început de vară sunt foarte mari. Părații cu leafele care sunt în ziua de azi sunt mari. Dar lumea totuși cumpără, da? Lumea cumpără, dar foarte puțin, fiindcă nu li se permite, nu li permite buzunarul. Nini, jele foarte tare de pentru mine. Foarte tare. Că îi prinesc pensia mititic și nu au să mănânce. Prețurile sunt mari.
Dar muncă, multe lucruri între altele, multe nevoie. Doamna Olga, de 40 de ani, vinde la piață. În fiecare zi parcurge câte 50 de kilometri pentru a ajunge din Dubăsarii Vechi la Chișinău. În cele 4 ari pe care le are pe lângă casă, cultivă în fiecare an câte 1200 de fire de roșii. Spune că altfel nu își poate câștiga existența. Veniți la piață de fiecare dată? Și la piață de fiecare dată, da. Care au cumpărat patlajica și le-a plăcut că e bună, ei vin și mai cumpără. Potrivit Biroului Național de Statistică, în iunie anul acesta, prețurile la legume au crescut comparativ cu anii precedenți, iar pentru un kilogram de cartofi dăm de 3 ori mai mult decât anul trecut. Ca să ajungă pe mesele noastre, căpșunile parcurg o cale lungă. Pentru a o simplifica, un grup de agricultori a cumpărat o linie de sortare a fructelor, prima din Moldova. Datorită, de fapt, acestei linii, o să obținem o recoltă mai bună, sperăm un preț mai competitiv și o vânzare mai bună a produselor noastre. 700.000 de lei au costat noile tehnologii, bani oferiți de USAID, prin ce etape trec fructele după ce sunt aduse de pe câmp, arătăm la știri. Cu focuri de armă și filmări cu drona, ca într-un film de acțiune, 4 bărbați au fost reținuți în centrul capitalei. Poliția susține că aceștia sunt originari din Vulcănești, Nisporeni, și că la sfârșitul lunii mai au împușcat un consătean. Atunci rudele acuzau procurorii că ar fi fost mituiți ca să-i scape de pedeapsă. Reținerea a avut loc chiar în centrul capitalei, pe bulevardul Ștefan cel Mare, în apropierea Procuraturii Generale. Momentul a fost filmat cu 2 camere, dar și o dronă. Până spate! Până spate! Din imagini se aude cum sunt trase câteva focuri de armă, după care cei 2 bărbați au fost puși la pământ de către cei de la Fulger. Momentul, rupt ca din filmele de acțiune, a atras privirile a 10 de curioși. Alți 2 bărbați au fost reținuți de către oamenii legii într-un apartament. Vedeți, bă! Vă-i faci cătrălați, striate! Familia! Familia! Ieși, ridicăm atent! Potrivit unui comunicat emis de angajații pe CECOX, cele 4 persoane cu vârste cuprinsă între 21 și 38 de ani s-au ascuns în capitală după ce pe numele lor a fost pornită o cauză penală. În timpul percheziției au fost găsite mai multe arme și muniții. La sfârșitul lunii mai, un bărbat de 39 de ani din Vulcănești, Nisporeni, a fost împușcat mortal chiar în fața casei. Unul dintre suspecți a fost reținut a doua zi. Rudele decedatului acuzau atunci procurorii de corupție și protejarea celorlalți alți autori ai crimei, fapt infirmat de oamenii legii. Spune că tot Moldova cumpără el. Eu spus că la niște ori degeaba vă aduce toate poliția mea, eu o cumpăr pe Tescuba. Dacă vor fi găsiți vinovați de omor, aceștia riscă până la 20 de ani de închisoare sau detenție pe viață. Alți 7 ani îi pot lua pentru huliganism. După plecarea democraților de la guvernare, Ilan Șor și-ar fi vândut cea mai mare parte din afaceri, scrie Mold Street. Astfel, Duty Free ar fi ajuns în proprietatea unui cetățean din Bulgaria. Nu se știe unde se află fostul primar de Orhei acum. Igor Dodon a declarat anterior că el ar fi plecat din țară, împreună cu Vlad Plahotniuc, prin regiunea transnistreană. Iar ministrul de interne, Andrei Năstase, susține că Șor este în Moldova și că doar familia s-a părăsit țara. Ilan Șor a fost condamnat la 7 ani și jumătate de închisoare în dosarul fraudelor de la BEM. El se declară nevinovat și se va afla în libertate până Curtea de Apel Cahul se va pronunța. Nu avem bani suficienți când e vorba de problemele capitalei, dar pentru premiile funcționarilor se găsesc. O investigație realizată de Rise Moldova arată că 13 milioane de lei au curs în buzunarele celor din conducerea primăriei numai în 2017. Și Ruslan Codreanu, care pe atunci nici nu era angajat, a primit bani. Acum acesta spune că îi va întoarce în buget. În timp ce primăria avea o datorie de 30 de milioane de lei spre sfârșitul anului 2017, funcționarii s-au ales cu premii de 13 milioane de lei. Adaus la salariu au primit și cei din conducerea primăriei, printre aceștia fostul edil al capitalei Dorin Chirtoacă, viceprimarul Nistor Grozavu, fostul primar interimar Silvia Radu, dar și cel care îndeplinește funcția acum, Ruslan Codreanu. Decizia de a acorda premii a fost votată de consilierii municipali. Ulterior, Curtea de Conturi a constatat că adausurile la salarii au fost oferite cu un șir de abateri de la lege. Când nu ai surse să-ți achizi datoriile, da, le găsești pentru a-ți acorda premii. Asta a fost nerespectarea condițiilor
expres stabilite în lege, respectiv premia dată, nu trebuie să fie acordată. Curtea de conturi menționează că printre cei care s-au bucurat nejustificat de premii se regăsește primarul interimar. Ruslan Codreanu a primit salariu mai mare în 2016, deși atunci nici nu activa la primărie. Codreanu recunoaște că a luat banii și spune că decizia a fost luată de Silvia Radu. Banii am să-i reîntorc, după raportul Curții de Conturi, am să-i întorc înapoi la primărie. Potrivit jurnaliștilor de la RISE Moldova, Silvia Radu deja a întors premiile de 9.000 de lei după ce a fost pornită investigația. O sesizare către primăria municipiului Chișinău mi-a confirmat că au făcut o greșeală în calcul și am întors banii înapoi. Nu sunt banii mei, am întors. Unul dintre funcționarii care a primit cele mai mari adausuri la salariu este viceprimarul Nistor Grozavu, care se află în funcție încă din 2007 și s-a ales cu aproximativ 55.000 de lei. Păi este legea, conform legii, n-am primit alt ceva din alt mod. Eu nu m-am ocupat cu achitările sau cu alte ceva ca să-mi pun mie personal cum credeți dumneavoastră. Pentru salarizarea unor posturi, primăria Chișinău a cheltuit nejustificat peste 13 milioane de lei, o sumă enormă pentru bugetul capitalei. Chirtoac a ridicat și el premii de peste 9.000 de lei. Acum liderul PL spune că nu este el vinovat pentru situația creată. În luna mai am fost arestat, nici nu am cum să mă pronunț. În ceea ce privește premiile și alte venituri salariale date atât mie cât și colegilor, ele au fost strict pe baza propunerilor venite de la contabilitate. Câteva milioane ar fi curs nejustificat și în buzunarele celor care nu aveau nicio funcție de conducere. După publicarea raportului Curții de Conturi, cei care au beneficiat de premii ar trebui să întoarcă banii în bugetul local, spun responsabilii. Comandările respective și în anul 2010, și în 2012, și în 2013, și 2016, practic aceleași recomandări au fost date. Cu regret, când ne duceam la un nou audit, constatam că problemele continuă. A cumpărat o linie de sortare a căpșunilor, prima din țara noastră, și a reușit să-și ducă marfa în străinătate. Vorbim despre Dumitru Plămădeală, care împreună cu alți patru agricultori a câștigat un proiect finanțat de USAID. Noile tehnologii îi permit să obțină fructe de calitate, fapt care a sporit vânzările. Dumitru este unul dintre proprietarii celor 40 de hectare de căpșuni din Blindești, Ungheni. L-am găsit astăzi împreună cu 10 de muncitori care strângeau ultima roadă din acest an. Ziua lor a început dis de dimineață pe câmp. Avem aici investiții destul de mari în post-recoltare, în frigider de prărășire cu aer cu jet de aer forțat și în sistem de irigare. Prin aspersie, în utilaje pentru prelucrarea, căpșunul și așa mai departe. Ne străduim la maxim, respectăm, însă ploile de anul acesta ne-au dat bătăi de cap. Agricultorul trebuie să fie mulțumit și cu necâștig, și cu câștig, și cu câștig mai mare și așa mai departe. Ca pe mesele oamenilor să ajungă cele mai coapte și frumoase căpșuni, muncitorii țin cont de mai multe reguli. Trebuie să le punem, să le rupem codiță, să nu fie răscoapte. Să se bată. Suntem foarte mulțumiți să avem de lucru la noi acasă, nu trebuie să lăsăm copiii, să venim dimineața, seara ne ducem înapoi. Mulțumiți, foarte mulțumiți. Pentru că e mult de lucru, Dumitru a angajat peste 50 de oameni. Printre ei era și Eugenia Baxan. La cei 65 de ani, femeia care a muncit toată viața în colhozuri spune că este nevoită să lucreze în soare toată ziua din cauza pensiei mici. Ne aduce, ești transport, ne aduce, ne aduce. Lucrăm de la început, la prășit, la paie și e ca la cules. Asta la recoltăm să fie calitativ, să trimasă mai departe, să aibă vid, să aibă o calitate și bună. Fiecare lucrător să ne stăruim ca să facem lucru calitativ. Drumul fructelor continuă în depozite. Dumitru și cei patru colegi ai lui care au pornit afacerea sunt primii agricultori din Moldova care dețin o linie de sortare a căpșunilor. Aici are loc sortarea, ambalarea și etichetarea fructelor. Acestea sunt aduse din câmp în caserole. Muncitorii verifică fiecare căpșună, iar cele stricate sunt aruncate. După care se pune căpacul și eticheta. Când totul este gata, fructele sunt transportate în frigider, unde sunt păstrate la temperaturi nu mai mari de 2 grade. Noile tehnologii au simplificat munca angajaților. Căpșunile vin de pe câmp, ambalate în caserole, apoi sunt aplicate pe linie, merg, ajunge lada la noi, la fiecare muncitor. Noi le
aspectul lor exterior, le vedem, ne uităm care sunt neconforme, le scoatem, este altă bandă unde merge deșeurile, da, să nu fie corpuri străine, se deplasează la deșeuri, apoi se aplică capacul caserolei, eticheta și se ambalează. Deja caserolele se pun în cutie de astea de carton. Linia de sortare a fost cumpărată cu 700.000 de lei, bani oferiți de USAID. Această linie, în primul rând, ne-a permis nouă ca să putem folosi un alt tip de ambalaj, pe care nu l-am folosit până acum, un ambalaj de recoltat în lăzi din plastic și în caserole din plastic în interior, 10 caserole într-o lădiță. Datorită, de fapt, acestei linii, o să obținem o recoltă mai bună, sperăm un preț mai competitiv și o vânzare mai bună a produselor noastre. Donațiile sunt făcute de USAID cu scopul de a spori calitatea produselor și a majora volumul de export la un preț mai bun. Meci dificil pentru gruparea Milsami Orhei în cadrul preliminariilor din Liga Europei. Vulturii roșii vor da piept cu una dintre cele mai puternice echipe din România, Steaua București, și celelalte două grupări care urmează să ne reprezinte țara vor avea adversari grei. Primul meci pentru echipa lui Veceaslav Rusnak cu cei de la FCSB se va disputa pe 11 iulie la Giurgiu. Apoi urmează returul care este programat o săptămână mai târziu, unde orheienii de la Milsami vor întâlni pe terenul de acasă pe câștigătorii Supercupei Europei din 1987. Un meci greu, dar ce să facem? Asta a fost trageri la sorți. Vedem să vină pe să fie data meciului, în meci să vedea cine e mai puternic. Clar că e favorit, dar... O altă echipă care s-a aliniat la startul tururilor preliminare ale Ligii Europei este Speranța Nisporeni, care a reușit pentru prima dată o astfel de performanță. Fotbaliștii vor întâlni pe băieții de la MNFC din Azerbaijan. Dacă vă uitați la prețul echipei noastre și prețul echipei lor, ei sunt de două ori mai finanțați, să zicem, cu un buget mai mare, dar nu ieși din comun. De aia eu nu cred că noi suntem acum... Eu zic că șansele sunt 50-50, cum mai zice ieri la oameni. Și fotbaliștii de la Petrocub Hâncești vor avea parte de adversari puternici. Ei vor juca împotriva echipei din Cipru, a Eclar Naca. Clar că ne-a picat un adversar cel mai puternic care putea fi. Suntem gata noi, e o provocare pentru echipa noastră, ca un examen. Eu cred că noi tot avem ca să facem față. Meciurile din primul tur de calificare sunt programate pentru data de 11 și 18 iulie. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Eu vă spun la revedere și vă doresc o noapte liniștită.